Acolo sunt foarte multe nuanțe negative pentru noi cu dumneavoastră, dragi cetățeni. Se micșorează defalcările în fondul rutier, vor fi construite mai puține drumuri. Se micșorează pe mai multe capitole sociale. Deja de suport pentru perioada rece anului, am vorbit data trecută, minus un miliard ceva de lei. Dar se majorează la Ministerul Apărării. Se majorează la guvern. Se majorează bani, se dau pentru cinovnici, dar la oameni simple, banii se iau. În general, situația economiei este una, eu cred că dumneavoastră este deplorabilă. Agricultorii protestează în continuare. De producători autohtoni nimeni nu are grijă. Intrați în supermarketele moldovenești. Vedeți ce prețuri, ce produse. Mai Sandu, de ce ați anulat legea pe care noi, socialiștii, am aprobat-o că pe rafturi trebuie să fie 50% de produsele autohtone? Pentru a deschide calea companiilor transnaționale? Pentru a falimenta producătorul autohton? Ia ca ce face guvernarea? Promovează producătorii străini în Republica Moldova. În detrimentul celor care lucrează aici acasă. Promovează băncile străine. În detrimentul sau în contul falimentării agricultorilor. Dragi cetățeni, poate ne trezim moldovenilor. Ăștia de-al de Maia care vin, distrug tot. După asta și iau hrubzăciocul și-o fugi din țară. Eu cred că situația și cu bugetul și situația economică din țară trebuie să ne pună pe toți, pe noi, pe gând.